Renunțarea este permanentă. Fals. Poți oricând să aplici pentru un alt job sau să-ți alegi o altă carieră. Astăzi o să vă spun cum poți să ai o săptămână de lucru de 4 ore și să fii bogat. Sau cel puțin așa zice Tim Ferriss. Oare e adevărat? Oare nu? Hai să vedem ce zice. Bun, sunt niște termeni pe care el îi folosește în cartea asta, am găsit și în descrierea acestui videoclip. Cartea se bazează pe un sistem, se cheamă DEAL, D-E-A-L. D vine de la definition, adică definiție, E de la eliminare, A de la automatizare și L de la eliberare. Definiția, noul tip de oameni bogați sau new rich, NR prescurtat, așa o să mai folosesc în clip, cei care amână deferrers sau procrastinatorii, să le zicem. Hai să-ți dau un exemplu. Un obiectiv pentru un procrastinator. Wow, ce greu e cuvântul ăsta. Un obiectiv pentru cei care amână ar fi să se pensioneze de vreme. Un obiectiv pentru noul tip de oameni bogați, new rich, ar fi să aibă perioade de relaxare în timpul vieții, pentru că inactivitatea îi face nefericiți. Practic, pensionarea este cea mai proastă poliță de asigurare. Înseamnă că nu-ți place ceea ce faci acum și că vrei să te oprești și, bineînțeles, că te vei plictisi. În schimb, a face mai puțin nu înseamnă că ești leneș. Societatea tinde să recompenseze mai mult sacrificiul personal decât productivitatea pentru că este mai ușor de măsurat. Fii productiv, nu ocupat. Banii nu sunt soluția. Dacă aș fi avut mai mulți bani, ai putea zice. Ăsta este cel mai ușor mod de a amâna introspecția necesară creierii unei vieți fericite. Să spun un pic despre stres acum. Sunt două feluri de stres. Eustress and distress în engleză. Stresul puțin sau moderat, adică eustresul, și distresul, care este stresul maxim, stresul paralizant. Stresul maxim sau distresul este destructiv, te slăbește. Asta poate fi un șef abuziv, critica din partea celorlalți așa mai departe. Stresul puțin sau moderat este constructiv, mentorii, depășirea limitelor și așa mai departe. Cu cât ai mai mult parte de eustress, adică stres puțin sau moderat, cu atât poți să-ți îndeplinești visurile mai repede. Nu uita că optimismul poate deveni o scuză pentru inacțiune. Să vorbim un pic despre restartarea sistemului. Opusul iubirii este indiferența, nu ura. Opusul fericirii este plictiseala. Așa că urmărește-ți entuziasmul. Nu te întreba ce obiective am, întreabă-te ce mă entuziasmează. Cel mai rău lucru care se poate întâmpla nu este eșecul, ci plictiseala. De asemenea, nu trebuie să umpli fiecare secundă a vieții tale cu ceva de făcut. A fi ocupat este de multe ori o deghizare pentru evitarea acțiunilor neconfortabile, dar importante. Eficiența este importantă, dar nu dacă faci lucrurile greșite. Lipsa timpului este de fapt lipsa priorităților. Să-ți spun de o dietă, de fapt Tim Ferriss se zice de o dietă, nici eu n-am auzit de ea, se numește dieta informațiilor puține. Majoritatea informațiilor sunt consumatoare de timp, negative și nerelevante pentru obiectivele tale. Știrile sunt principalul vinovat, așa că fără ziare sau televizor. Dacă vrei să știi ce s-a întâmplat, întreabă-ți un prieten. Cât despre întreruperi, întreruperile din timpul zilei, e-mail, telefon, verifică-ți e-mailul de 2 ori pe zi, odată dacă poți și niciodată dimineața. Nu vrei să ai niște știri negative cu care să-ți începi ziua. Iar când cineva te sună, răspunde la telefon cu sunt în mijlocul a ceva, am ceva treabă, dacă poți să spui repede. Asta va elimina din conversația inutilă, small talk, da? Este foarte important dacă vrei să devii new rich, zice Tim Ferriss că trebuie să automatizezi. Așa că angajează pe cineva care să facă treburile în locul tău. Hai să vorbim un pic și despre veniturile pasive sau veniturile pe autopilot, cum le zice Tim Ferriss. Obiectivul ar fi să construiești un sistem care să funcționeze fără să consume din timpul tău și, evident, să producă bani. Cum faci asta? Alege o nișă nesaturată. Găsește un grup de consumatori, adică piața, definește-ți clienții, dezvoltă un produs pentru ei. Trebuie să le înțelegi nevoile și, important de reținut, că dacă toată lumea e clientul tău, de fapt nu e niciunul. Sistemul ăsta ar trebui să fie scalabil. Ar trebui să poți să vinzi și la 10 oameni pe lună și la 10.000 de oameni pe lună. Mobilitatea. New Richie, noul tip de oameni bogați, au mobilitate. Pot să se miște oricând, oriunde, cum vor ei. Deci n-au doar bani, au mobilitate.
Bun, ce să faci dacă ești angajat? Devină mai bun. Un mod să faci asta este să participi la trainingurile companiei tale. Apoi 2. Un sfat mai neconformist. Dă-te bolnav 2 sau 3 zile și arată-le cât ești de productiv de acasă. Adică când lucrezi remote, la distanță. În continuare, propune să lucrezi remote și adu argumente cu beneficii clare pentru companie de ce vrei să faci asta. Scopul nu uita este mobilitatea. Câteva preconcepții sau mituri. Renunțarea este permanentă. Fals. Poți oricând să aplici pentru un alt job sau să-ți alegi o altă carieră. Și mai este, n-am experiență, sunt student, nu pot să mă angajez, nu mă angajează nimeni, ce să fac? Păi folosește timpul ăsta să participi la anumite cursuri, să te dezvolți, să faci voluntariat. Sunt atât de multe lucruri de făcut. Mersi că ai urmărit până aici și dacă vrei să citești toată cartea asta, o găsești în descriere de asemenea.